O priveliște superbă. Avem pescar și în stânga și în dreapta. Apa e cam scăzută. Fiderix în combinație cu Fiderix Wild Carp în combinație cu krillul. Ceva viermișor, râme. Aici am niște boabe de conservă amestecat cu supermixul de 2 mm, tot de la Fiderix. Și să vedem dacă va ieși ceva. Așteptăm. Oricum, o să pescuim pe întuneric, să vedem cum reușesc să filmez câteva capturi. Ia uite, avem și o săritură în direct. Și am mai pregătit ceva nadă. O am la tot wild carp în combinație cu krillul, dar încă își trage apa, nu s-a să-și tragă ca lumea apă. Și vom vedea ce va fi. Revenim. Prima captură. O plătic. Avem din nou contact. Asta e caras. Încă un pește. Ce plătică. A, uitați plătică aici. Super. Ce trăsătură! Ce trăsătură! Sigur e plătică! Da, dar nu e caras! Hai că a scăpat la fix! A scăpat la fix. Din o prezentare. Se pare că peștele s-a instalat pe vad.
trebuie. A uitat plătica. Cum? N-am pus, n-am mai pus. Ce trăsătură frumoasă. Se pare că avem tot o plătică. Extraordinar. Ligul ăsta e cam îndreptat, dar nu mai stau să-l mai... Asta e Caras. Am ratat. A, nu, e. Crezi că l-ai ratat? S-a luat și forfac. Nu trebuia să aleg un călit. Ce frumos să lasă pe ea. Uite plătica, bă, frate. Uite plătica. Să vedem? Haideți să vă arăt ce am mai făcut, ca să țin pește acolo preocupați pe vad. Am luat ceva micropelete de 2 mm de la Fideriț, cu boabe de conservă, cu capac de nadă. Am făcut capac de nadă. Așadar, haideți să vă prezint și montura. Forfacul a avut undeva la vreo 50 de centimetri, să zic. Cârligul
Am folosit așa de la guru numărul 14. Aici am folosit la coșuletul un picioruș de la Fiderix, Fiderlinks se numește. Coșuletul de 60 de grame tot de la Fiderix. Aici am făcut o împletitură anti-tangle făcută de mine, are cam vreo 5 cm. Nu mi s-a încurcat absolut deloc montura. Firul principal de 0.20 care a luat o main sinking. Mulineta Undaiva Alexa de 3000. Pentru partida de azi am folosit un MEP dual de 36, 80 de grame. Da. A, și haideți să vă arăt și telefonul, că mi s-a descărcat. Mi s-a descărcat și telefonul. Nu mai e baterie, l-am rugat pe Cătălin să mă filmeze și pe mine puțin. O să vă prezint și peștele. Și cam atât, gata. Ceva pește ați luat? Eu? Da. Unu. Doar un singur pește? Da. Păi cum așa?